Ok, neața, neața, și bine, ne-am regăsit. Nu? A înghețat? N-a înghețat, e perfect. Bun. Neața din nou. Bine, ne-am regăsit la un nou pentru un nou live. De asta dată vom discuta despre unul dintre subiectele mele preferate, pe lângă cel al familiei, care după cum știți că e calul de bătaie. În seara asta vorbim despre compromis. Mă mir. Chiar mă întrebam astăzi cum am și căutat printre videourile pe care le-am postat. Să văd dacă nu cumva greșesc. Dar așa este. N-am făcut niciun video despre compromis până acum. Am discutat despre acest subiect așa în context, colateral, în cu totul și cu totul alte situații, dar nu i-am dedicat un video. Și asta m-a mirat. Deci am și zis să facem un video doar despre compromis. De multe ori. Neața, neața, pe măsură ce veniți. Neața. Apropo de salut, de acest neața, una dintre prietenele mele îmi spunea: în sfârșit am înțeles și eu de ce dai neața. Păi, de aia. Pentru că nu este vorba despre un moment din zi, este vorba despre orice moment. Așadar, am ales să vorbesc în seara asta despre compromis, unul dintre subiectele mele preferate, după cum spuneam, pe care nu știu din ce motiv nu l-am abordat până acum. Uite că i-a sosit și lui ceasul. Și hai să vorbim despre ce înseamnă compromis. Evident, din ceea ce știm noi de la ai noștri părinți și din ceea ce vedem în social, compromisul este ceva acceptabil, este ceva sănătos chiar. Dacă nu mă înșel, la postarea, chiar la postarea pe care am făcut-o despre live, că urmează live-ul despre compromis, Rosalia a dat un răspuns, a făcut o afirmație, ceva de genul: compromisul este o artă care înseamnă a fi flexibil atât cât trebuie în relațiile cu cei din jurul tău, scopul fiind armonizarea cu mediul. Da. E trist. E trist dacă s-a ajuns la punctul la care să credem, să fim convinși chiar, că a face compromisuri este o artă. Că a trăi în compromis presupune să devii un artist în ale minciunii. Păi hai să ne uităm un pic la Dex. Dacă veți căuta în Google, nenea Google vă spune foarte clar ce înseamnă compromis. Înseamnă a trăda adevărul. Asta înseamnă compromis. A trăda adevărul, a trăda realitatea. Adică a minți. Deci, să transform minciuna într-o artă e minunat. Deci, dacă e să ne luăm după ce a afirmat Rosalia, care cu siguranță nu este rău intenționată, pentru că și ea a luat din altă parte ideea asta. Adică, dacă ar fi pătruns în esență, să vadă cam cum stau lucrurile, astfel de afirmație nu ar fi fost posibilă.
Dar pentru că majoritatea oamenilor trăiesc în minciună, adică în compromis, acesta este acceptabil, este ceva natural. Și atâta timp cât ai trăit doar în minciună, cum ai putea să înțelegi altceva? Dacă ai trăit doar în politică, pentru că asta este, cum ai putea să înțelegi altceva? Evident că nu poți. Compromisul începe din momentul în care am venit pe fața pământului. Da? Din momentul în care am intrat în contact cu lumea asta, ceea ce vedem este exact această mare minciună care se desfășoară în jurul nostru, începând de la părinți. Devenim politicieni de mici. Învățăm să mințim. Evident, copilul minte inocent, pentru că el nu știe nimic despre politică. El știe doar despre supraviețuire. Pe el nu-l interesează să obțină altceva decât ceea ce îl interesează pe el. Și constată că părinții pot fi extrem de ușor manipulați. Foarte ușor manipulați. Prin scâncete, prin bătut din picioare, prin afecțiune, așa zisă afecțiune, contracost. Dacă mă îmbrățișezi, îți dau. Dacă mă pupi, îți dau. Dacă vii și stai cu nana, îți dau. Arată-i lui mami că o iubești și îți dă. Și asta este politică. Asta învață copilul, asta învățăm cu toții, de altfel. Asta învață copilul de mic, să devină politician. Și în timp, acest lucru se transformă într-adevăr în artă. Devii atât de priceput în a minți și în a te minți, încât nu mai reușești să mai faci diferența. Nu ai cum să mai faci diferența. Pentru că din moment ce trăiești în realitatea asta, și nimeni altcineva în jurul tău nu face altceva, n-ai cum să înțelegi ce este compromisul. Ai trăit în compromis, aia se întâmplă. Și trece vremea, trec anii, iar compromisul devine evident ceva natural, ceva firesc. Și atunci apar astfel de afirmații, deci ajungem la punctul la care să facem afirmații de genul compromisul este o artă. Da. Compromisul este o artă. Machiavelism pe pâine. Adică devenim atât de profesioniști, atât de bine instruiți, de antrenați în a minți, încât dacă vedem altceva, ni se pare ciudat. Deci dacă vezi un om onest în realitate, și când spun onest, o să explic imediat ce înseamnă și onestitatea, dacă vezi un om onest, care nu face compromisuri, se pare nebun. Și un om care începe să trăiască corespunzător, în concordanță cu ceea ce este, nu mai poate să mintă. Pentru că a minți înseamnă a face rău. Și aici cred că este indicat să dau din perspectiva mea, bineînțeles, pentru că chiar astăzi și m-am distrat la culme, cum mă distrez de altfel de fiecare dată, că fac afirmații radicale. Da, afirmațiile pe care le fac sunt radicale pentru mine. Da? Pentru că din moment ce am experimentat anumite lucruri pentru mine, afirmațiile pot părea radicale pentru altcineva, dar nu sunt. Eu nu recomand nimănui să mă asculte. Eu vorbesc pentru că îmi face plăcere. Deschid gura pentru că îmi face plăcere. Pentru că pur și simplu îmi place să vorbesc. Deci nu fac niciun efort să învăț pe cineva ceva, nu mă străduiesc să demonstrez cuiva ceva, ci pur și simplu îmi place să vorbesc. Și subiectele astea sunt extrem de frumoase. Deci ce e mai frumos decât să vorbești despre ceea ce nu se poate vorbi? Pentru că sunt lucruri despre care nu poți vorbi, chiar nu poți vorbi. Și cu toate astea, îmi place să vorbesc. Și cam atât. Deci nu încerc să-i spun nimănui ce are de făcut, cum să facă, ce să facă. De ce? Pentru că, după cum majoritatea dintre noi am constatat, adevărurile astea, fie că sunt din Biblie, fie că sunt din dezvoltarea personală, fie că vin cine știe de pe unde, pe ce,
canal, ajung să fie preluate și transformate în ceea ce numește omul realitate, adevărul pentru el, în condițiile în care omul nu prea înțelege ce este cu el. Deci nu are propria lui realitate. Tot încearcă să-și cârpească realitatea cu bucăți din realitățile altora și la un moment dat ajunge din nou să facă compromisuri în ceea ce privește viața lui, considerând că ceea ce spun alții este foarte adevărat, foarte real, foarte corect, începând de la, eu știu, afirmațiile astea pozitive și terminând cu, eu știu, mai mari specialiști în ale coachingului, eu știu, și așa mai departe, da? Deci, atâta timp cât nu-ți îndrepți privirea spre tine și nu descoperi ceea ce se întâmplă în tine, tot ceea ce iei din afară și pui ca etichetă pe tine și numești într-un anumit fel, se numește compromis. Asta înseamnă că realitatea ta internă nu este descoperită și din moment ce nu este descoperită, automat trăiești din bucăți, trăiești din realitățile altora, trăiești în rate. Trăiești în rate și dacă trăiești în rate, cu siguranță nu ai o viață întreagă a ta. Și atunci, ceea ce pot eu recomanda în această direcție este să nu ascultați ce spun, să puneți în practică. Pentru că ăsta este singurul punct de reper, sau mai bine zis, singurul instrument care cu adevărat ajută, care într-adevăr elimină compromisurile. Și revin la ceea ce spuneam, la definiția compromisului, da? Din punctul meu de vedere, din nou. Compromis este tot ceea ce accepti și îți face rău. Simplu ca bună ziua. Și acum să lămurim și treaba asta. Să lămurim și treaba asta. Sunt două planuri, ca să spunem așa, intern și extern. Nu există nicio diferență între ele. Pentru că planul intern creează planul extern. Știm foarte bine, cei care suntem cu capul plin de informații și care știm multe lucruri din dezvoltarea personală, știm foarte clar că internul generează externul. Și mulți fac greșeala, mai ales cei din dezvoltarea personală, fac greșeala să înceapă munca din exterior. Adică să încerce să taie frunzele. Deci, bună chestia asta. Acum înțeleg de ce se potrivește să tai frunze la câini. Deci, cred că se potrivește de minune proverbul ăsta sau zicătoarea asta. Nu e un proverb, e o zicătoare, nu? La cei care sunt în dezvoltarea personală. Și anume că taie frunze la câini. De ce spun că taie frunze la câini? Pentru că să tai din exterior spre interior este o muncă inutilă. Este o muncă titanică pentru care consum extrem de multă energie și resurse și care nu duce la nimic. Da? La nimic bun. Efectele sunt pe termen scurt și cred că se potrivește de minune să tai frunze la câini. Uite, am făcut o descoperire. Să încerci să muncești din exterior, să modifici rezultatele, sperând că la un moment dat se va modifica și rădăcina, mi se pare stupid. Da? Eu am trecut prin treaba asta, am fost și eu stupid la cândva, am făcut și eu treaba asta și am constatat că nu funcționează. Și atunci am început să-mi pun întrebări. Evident, întrebările erau unde am greșit, ce s-a întâmplat, de ce nu merge, care-i soluția. Și din fericire, pentru că am un background, să spun așa, asiatic, pentru că în antichitate, când eram junior, pentru foarte mulți ani de zile am avut de-a face cu lumea asta asiatică, de la arte marțiale, spiritualitate și așa mai departe, pot să spun că am avut niște indicii, niște insight-uri legate de direcție și de aici a început cu adevărat căutarea. Iar această căutare m-a adus la punctul la care să înțeleg că orice efort făcut din exterior spre interior este inutil.
este muncă în zadar. Da? Cooperativa, munca în zadar. Din momentul în care am început să-mi orientez eforturile invers, de la interior către exterior, constatarea a fost naturală, a venit de la sine, că într-adevăr exteriorul este condiționat de interior. Deci tot ceea ce se întâmplă în fiecare dintre noi condiționează tot ceea ce se întâmplă în exteriorul fiecare dintre noi. Și aici avem, după cum spuneam, nu sunt separate, dar de dragul discuției le împart în două. Compromisuri de natură externă și compromisul de natură internă. Ce înseamnă, o să vorbesc întâi despre cele de natură externă. Ce înseamnă de natură externă? Să spunem că, să presupunem că ți-ai propus să faci o casă, să construiești o casă. Hai să luăm un exemplu, casa. Și vrei să tocmești o echipă de meșteri ca să-ți facă treaba. Evident, trebuie să negociezi. Negocierea asta înseamnă compromis, adică fiecare dintre cei doi, proprietarul și executantul, viitorul executant, trebuie să lase câte puțin din preț până când se ajunge la un consens. Deci cam ăsta ar fi un compromis de natură externă și este cât se poate de natural și de acceptabil. Negociere. Deci compromisul sub forma asta este acceptabil. Dar vorbim doar de lumea externă. Compromis este și să îți cumperi ceva, tu să-ți dorești ceva, de exemplu, mai costisitor, dar pentru că resursele tale financiare nu-ți permit să dai cu bani în câini sau, eu știu, nu-ți permiți mai mult de atât, faci un compromis și cumperi un obiect un pic mai ieftin sau te limitezi la ceva anume, dar știi cu bună știință ce faci. Da? Nu te arunci cu capul înainte și îți faci datorii doar de dragul de a avea lucrul respectiv. Dacă ești un pic cumpătat și înțelegi că resursele alea pe care le ai trebuie gestionate într-un anumit fel, evident, vei face un compromis. Deci tot un soi de negociere e și asta. Lucrurile se schimbă, repet, în lumea externă, așa cum o vedem, lumea asta materială, compromisul este acceptabil atâta timp cât știi ce faci. Adică ești foarte conștient de resursele de care dispui, de ceea ce ai la dispoziție și te limitezi la te întinzi cât ți este plapma. E minunat. În schimb, lucrurile se complică atunci când intrăm în interior. De ce? Pentru că dacă lumea este nebună și suntem cu toții duși cu căpuțul, da, este pentru că noi am fost învățați să facem compromisuri de natură emoțională. Și asta ne creează lumea externă. Compromisurile de natură emoțională sunt cele care îți scurtează viața. Știu că sună cam drastic, știu că sună cam, într-adevăr cam radical, dar asta este realitatea. Când faci compromisuri de natură emoțională, faci compromisuri cu tine, cu ființa ta, cu ceea ce ești tu. Și atunci, într-adevăr, compromisurile se plătesc cu viața, se plătesc cu sănătate, se plătesc cu energie, se plătesc cu suferință. Și în condițiile astea chiar nu merită să faci compromisuri. Dar cum ajungi să nu le faci? Întâi să vedem ce înseamnă compromis de natură emoțională. Noi am fost învățați să funcționăm din cap. Asta e foarte simplu de înțeles. Deci funcționăm din cutiuța asta. Cutiuța asta este preponderent rațională. Și atâta știe să facă, să analizeze, să interpreteze, să calculeze, să măsoare. Atât de predominant a devenit capul, activitatea capului a devenit atât de predominantă, încât inclusiv deciziile de natură emoțională, de natură internă, adică de ceea ce simți, sunt luate prin prisma capului. Iar asta nu aduce decât suferință. De ce? Pentru că instinctul este al inimii, iar rațiunea este a capului. Inima nu are rațiune. Și de când spun inimă, mă refer nu la organ, mă refer la ceea ce simți. Există ceva în fiecare dintre noi, unii încă îl mai au. Unii încă îl mai au, da? Foarte puțin, e o voce micuță acolo care
Mai strigă și ea câte ceva din când în când, dar este foarte rar auzită. Iar alții nu l-au deloc. E vorba despre instinct, despre acea voce micuță pe care, dacă vrei să o auzi, trebuie să faci liniște. Pentru că mintea fiind plină de dorințe, capul fiind plin de dorințe, face foarte mult zgomot, extraordinar de mult zgomot. Iar acest zgomot este continuu. 24 din 24 e bzzz. Asta nu permite vocii interne, care este extrem de fragilă, extrem de subtilă și care are nevoie de liniște, sau mai bine zis, e nevoie de liniște ca să o auzi, se face foarte greu auzită. Vi s-a întâmplat fiecare dintre voi, asta e cu siguranță, deci nu e fără îndoială, pentru că, repet, unii dintre noi încă mai au această voce, să fii pus în situația în care să alegi o secundă, să fii pus în situația în care să alegi ceva sau să rezolvi niște lucruri și să-ți asculți capul în condițiile în care ceva în tine îți spune foarte clar că direcția în care mergi este greșită. Și evident, s-o încurci. Mai devreme sau mai târziu, lucrurile iau o întorsătură neașteptată și îți dau peste cap toate, îți sunt date peste cap toate planurile. E, acea voce micuță care îți spune ia-ți umbrela că urmează să plouă sau, eu știu, nu te băga în treaba asta că... Deci nu se aude în cuvinte. Nu e ceva ce poți nominaliza sub formă de frază. Spui, am auzit o frază. Pur și simplu este ceva ce simți, care îți spune ascultă, ai grijă, deschide ochii, ceva nu este în regulă aici. E, acel ceva, acea voce micuță este rațiunea, cum mai devreme spunea cineva, nu mai țin minte, Doinița spunea, rațiunea inimii. Hai că să spunem că și inima gândește în felul ei, da? E, acea voce micuță, dacă este ascultată, dacă îndrăznești să o asculți, te salvează de foarte multe, de foarte multe probleme. Din păcate, repet, pentru că noi am fost învățați să funcționăm în cap, nu mai auzim. Și atunci, luându-ne după cap, după ceea ce spune rațiunea, că e corect, că nu e corect, că e frumos, că nu e frumos, ne trezim în situații fără ieșire. Și asta înseamnă că pentru a ajunge la punctul la care să îți faci curaj, pentru că e nevoie de curaj ca să asculți instinctul într-o lume în care toată lumea funcționează pe bază de rațiune, de logică și să ai puterea și tăria să rămâi în picioare și să susții ceea ce vrei să faci, adică să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce simți, este extrem de greu. De ce e greu? Pentru că e turma, da? Turma întotdeauna vrea să o ia la dreapta și vor să mergi și tu cu ei. Turma întotdeauna gândește, cică. Cu toate că turma nu gândește niciodată, pentru că a gândi este într-adevăr o formă de artă. Dar majoritatea oamenilor cred că știu și iau niște decizii cu turma, iar dacă tu te opui și nu te opui, că asta e partea și mai frumoasă, nu te, nici măcar nu te opui, doar îți expui punctul de vedere sau dorința pe care o ai tu, nu este în concordanță cu ceea ce vor ei. Deci începe un scandal monstru. Începe un scandal monstru. De ce? Pentru că cumva ei știu că nu au dreptate. Turma știe foarte clar că nu are dreptate, dar pentru că sunt mulți și le este frică să recunoască că nu au dreptate, se susțin unul pe celălalt și merg pe același drum până nimeresc cu oiște în gard. Da? Știți cum e cu oile fără berbec? Că se duc în râpă. Cam așa e și cu turma. Nu are cine să le păstorească și fac de capul lor și ajung direct în șanță. Cam așa se întâmplă cu cei care merg cu turma și dacă tu îi urmezi, ajungi și tu în același loc, tot în șanță. Și atunci, primul lucru pentru a depăși, sau mai bine zis, pentru a începe să faci pași spre tine, este
să înveți să-ți asculți mai mult instinctul și mai puțin logica, mai puțin rațiunea. În ceea ce privește, repet, pentru că de-aia am făcut diferența dintre ele, în plan extern, atunci când ai de negociat un preț sau de rezolvat niște lucruri care presupun să faci un compromis ca să ieși în avantaj sau să mai lași de la tine ca să împași pe cineva, e în regulă. În schimb, când vine vorba despre lumea internă, trebuie să înveți să nu faci niciun compromis. De ce? Pentru că orice compromis, mai devreme sau mai târziu, se plătește. Fie vorba de relație, fie vorba de, nu știu, de orice. Deci tot ce ține de emoțional, absolut tot ce ține de emoțional, este toxic. Primul lucru pe care, repet, ar fi recomandat să-l faci este nimic mai mult decât să înveți, să-ți înveți mintea să tacă, chiar dacă nu reușești tot timpul, dar cu cât ești mai atent la procesul mental, cu atât vei constata că pe lângă bâzâitul ăsta constant pe care l-auzi în cap, mai e ceva care îți spune în anumite momente, pentru că nu funcționează, asta e frumusețea instinctului. Mintea funcționează 24 în 24, instinctul funcționează doar în momentele în care ai nevoie, doar atunci când este necesar. Pac, apare, spune și pleacă. Deci nu e ceva ce auzi tot timpul, nu e o voce pe care să o auzi constant că vorbește și tot povestește cât de minunat ești tu. Nu, doar atunci când ai nevoie de ea, apare la suprafață și îți spune, ai grijă la asta. Și asta durează câteva milionimi de secundă. De cele mai multe ori puteți să constatați treaba asta când întâlniți oameni pentru prima dată. Pentru că după ce s-a stabilit relația, lucrurile nu mai stau la fel, indiferent de ce natură este relația, dar pentru prima dată când întâlnești pe cineva, timp de maxim o secundă, știi dacă persoana respectivă, mai ales femeile au treaba asta, știi foarte clar dacă rezonezi sau nu cu persoana respectivă. Dacă există sau nu chimie. E vorba doar de o secundă. Dacă insiști și treci de acea secundă și îți impui din diverse motive să faci compromisuri, constați mai târziu că ai făcut o greșeală, că nu trebuia să faci treaba aia. Dar de multe ori este deja prea târziu. Deci, primul pas ar fi să înveți să asculți vocea asta. Să înveți că acea voce micuță are întotdeauna dreptate și nu are dreptate pentru că vrea să arate că este cineva, ci pur și simplu aia este vocea ta naturală. Este ceea ce există în tine și are un singur scop. Să te ajute, să te protejeze. Întotdeauna logica este circulară. Da? În comparație cu instinctul care este foarte radical, foarte direct, foarte clar, foarte simplu, foarte la obiect, logica este întotdeauna în îndoială. Întotdeauna este așa, în ceață și se învârte în jurul cozii. Este circulară. Întotdeauna dă un răspuns, pune întrebare, iar dă un răspuns, iar pune întrebare și uite așa te amețește până nu mai ieși din cercul ăla. Ori dacă asculți doar ce-ți spune, indiferent de ce auzi în cap, dacă asculți numai ce se aude aici, atunci când e necesar, toate deciziile pe care le iei, dar toate, fără excepție, sunt în regulă. Pe termen scurt sau pe termen lung, pentru că aici e o altă problemă, legată tot de logică, da? Pentru că există atât de multe influențe din partea logicii despre ce e corect, ce nu-i corect, ce e frumos, ce nu-i frumos, ce ar trebui, ce n-ar trebui. Toate poveștile astea pe care le auzim în cap, punem la îndoială fiecare decizie pe care o luăm. Oare am făcut bine? Oare n-am făcut bine? Oare e corect? Oare e frumos? Oare... Dar ce o să zică Xulescu? Dar cum o să meargă cu Tărescu? Și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea nu fac altceva decât să te ducă din ce în ce mai mult în confuzie. În fiecare secundă să te amețească. Și atunci ai de făcut un singur lucru. Indiferent de ce se aude în zona asta. Indiferent. Deci oricât ar fi de complex ce se aude în cap, și întotdeauna e complicat, nu complex, și de cât de mare ar fi zumzăitul, ceea ce se aude în interior este simplu și la obiect. Dacă ai curajul să asculți ceea ce se aude aici, ai rezolvat lucrurile. Chiar dacă pe moment, și asta e una dintre cele mai mari probleme, pentru că ne lăsăm influențați de logică, logica a preluat controlul,
chiar dacă pe moment ai senzația că ai greșit. Pentru că logica întotdeauna îți va spune și îți va da motive și îți va oferi permanent argumente că ceva n-ai făcut în regulă, că ceva nu e sănătos, că ceva nu trebuia să faci. Ori dacă tu știi, ai simțit că nu este în regulă ceva și îți menții decizia, indiferent cât timp trece, sunt necesare 2 săptămâni, 1 an, 2 ani, nu are importanță. Decizia pe care ai luat-o în acest context, adică pornind din interior, dacă ai curajul să ți-o asumi și, repet, asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în tine, vei constata peste, nu peste multă vreme, că ai avut dreptate. Și nu tu ai avut dreptate, ci pur și simplu ceea ce în tine avea rolul să te protejeze a avut dreptate. Iar tu n-ai făcut altceva decât să urmezi calea. N-ai făcut altceva decât să urmezi ceea ce îți spune. În 100% din cazuri. Eu am avut de-a lungul vieții nenumărate astfel de situații și de fiecare dată cu dita mai ego-ul și cu dita mai mândria și cu ambițiile stupide pe care le aveam la vremea respectivă, făceam tâmpenie după tâmpenie. Nu mai știam cum să mai ies din ele. Pentru că din momentul în care ai intrat în circuitul ăsta al prostiilor, al tâmpeniilor pe care le faci din cauza ego-ului, nu mai ieși din ele. Da? Dacă ai spus o minciună, trebuie să mai spui o minciună și mai spui o minciună și mai spui o minciună. Uite așa, te amețește minciuna până când nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Nu mai știi pe unde să mai fugi. Deci te pune la pământ. Într-un interval scurt de timp, ajungi să nu mai știi pe unde să mai fugi, să scapi. Să nu mai... nu mai știi ce să mai faci. Da? Deci, ori, cea mai bună soluție în astfel de cazuri este ca înainte de a lua oricare ar fi situația, înainte de a lua o decizie, oricât ar fi ea de importantă, acordă-ți timp. Cere întotdeauna timp. Asta este cel mai important, pentru că noi luăm decizii compulsive. Da? Cei mai mulți dintre noi luăm decizii compulsive și de-aia ajungem și în rahatul în care ne aflăm. Tocmai din acest motiv. Se ivește o situație, calculăm și luăm sau facem greșeala să vedem profitul din situația respectivă și să ne aruncăm după profit, după lăcomie. Și când spun profit, nu mă refer la profitul de natură financiară. Mă refer la profit. Profit înseamnă orice fel de câștig, de natură emoțională sau de natură financiară sau de natură materială. N-are importanță. Se numește profit. Câștig ceva. Și în condițiile în care mintea lacomă se aruncă cu capul înainte pentru că vrea să profite, fă un pas înapoi, oprește-te și ascultă. Indiferent cât de profitabil ar părea situația, oricât de convenabil ar părea la prima vedere, dacă în interior există ceva care îți spune că e ceva fishy, ceva nu se leagă, oprește-te. Oprește-te un minut, două, o săptămână, o lună, cât este necesar, oprește-te, ia o pauză și o să vezi ce se întâmplă. Atâta timp cât îți asculți instinctul, acesta, deci dacă ai acest insight care îți spune oprește-te și tu ai spus cer timp, am nevoie să îmi iau un pic de să iau o pauză ca să înțeleg ce se întâmplă în mine sau îmi cer scuze, acum nu mi-este foarte clar cum stă treaba, vreau să înțeleg mai bine, ia-ți timp să vezi ce se întâmplă și vei vedea că pe măsură ce trece timpul, acea sămânță de înțelegere se aprofundează. Pentru că îi dai voie să se coacă și îți aduce la suprafață, dincolo de instinctul ăsta, de reacția asta compulsivă a minții care se lăcomește, îți va aduce tot ce ai nevoie ca să înțelegi situația clar. Foarte clar, în toată complexitatea ei, în toată frumusețea ei. Dar pentru asta trebuie să ai curajul să faci un pas în spate și să nu te lași cuprins de lăcomie. Deci ăsta ar fi primul pas. Un alt lucru extrem de important. M-a întrebat cineva, nu mai țin minte, acum vreo 2 ani, cred, într-un anumit context, erau mai mulți oameni la un eveniment, discutam despre cum îți alegi partenerii de business. Deci era legat de business, relații și business. Și eu am spus foarte clar atunci, o chestie foarte simplă. Mi-aleg partenerii de business dacă e să fac business cu ei și mi-aleg toți partenerii, deci toți oamenii cu care
lucrez, sunt aleși pe bază de feeling. Niciodată nu iau în calcul abilitățile lor profesionale, niciodată nu iau în calcul sub nicio formă ce au făcut în viețile anterioare, din ce zodie sunt, dacă suntem compatibili sub altă formă, nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează este dacă nasul ăsta mare îmi spune e în regulă. Și dacă la primul, bine, acum, în momentul de față, lucrurile stau un pic diferit, da? Pentru că înțelegerea îmi permite să văd chiar înainte de a se întâmpla anumite lucruri, le văd. Deci nu mai e cazul să mai fac, eu știu, să-mi cer timp pentru a rezolva lucrurile. Acum îmi dau seama într-o milionime de secundă cam cum stau lucrurile. Dar la vremea respectivă am spus foarte clar. Dacă simt că nu rezonez cu omul respectiv, nu facem business. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu, businessul este făcut de oameni. Deci, interacțiunea este între oameni, nu între mașini. Nu între, eu știu, între Xerox și calculator. Deci, nu este interacțiune între două obiecte. Este interacțiune între două ființe. Și dacă nu rezonezi cu respectiva ființă de la bun început, mai devreme sau mai târziu, indiferent de cum stau lucrurile, vor exista disensiuni. Și atunci când intervine ego-ul, mândria, ambiția, da, intervin aceste minunății, tot ce survine după ego, evident vor exista discuții. Și gata business-ul. S-a terminat business-ul. Oricât de bine ar părea pe hârtie la început că lucrurile merg extraordinar de bine, constați că nu mai merg. Și asta se întâmplă și în relații. Dacă simți că la un moment dat lucrurile nu mai merg, nu mai merg. Deci, de atâtea ori am spus, repet, cine sunt eu să-i spun cuiva ce are de făcut? Vrei să faci bine, nu vrei să faci tot bine, adică fiecare este responsabil pentru viața lui. Cine sunt eu să spun ce să faci tu? Nu-i problema mea. Eu îmi spun, nici măcar mie nu-mi spun ce să fac. Te apoi să-i spun altuia ce să fac. E un lucru care se întâmplă în general în relație. La început lucrurile sunt minunate, mai ales când oamenii se văd pentru prima dată, există acea reacție chimică de natură sexuală, oamenii se iau. În timp lucrurile se strică, da? Se denaturează. Și din motive de confort, din motive materiale, din motive de copii, din motive N motive, încep să facă ambii compromisuri, și unul și celălalt. Deci dacă la început a existat o sămânță, să spunem, de iubire, cu toate că foarte puțini oameni știu ce este iubirea, dar hai să-i spunem iubire, dacă există acea atracție pe care ei o numesc iubire, în timp se denaturează pentru că fiecare dintre ei crede că celălalt este dator, într-un fel sau altul, să-l facă fericit și, mai mult de atât, că este dator să facă ceva pentru celălalt. Ori lucrurile nu stau deloc așa. Stau exact pe dos. Nu poate exista o relație între doi oameni care nu sunt indivizi. Deci care nu sunt doi indivizi de sine stătători cu personalitate individuală. Cu ei înșiși. Din moment ce începi să gândești că celălalt este dator în vreun fel sau altul să te facă fericit, din moment ce aștepți ca celălalt să-ți aducă nu știu ce, să-ți facă nu știu ce, evident că aceste așteptări, mai devreme sau mai târziu, îți vor da bătaie de cap. Unde există așteptări, există probleme. Așteptările duc la compromisuri. Lasă că o să-i treacă, lasă că o să-i vină, lasă că o să nu știu ce. Nu se întâmplă așa. O să spun acum un lucru care poate o să supere pe careva, da? Asta e, da? Orice spun până la urmă poate să supere pe cineva. Ești dator doar față de iubirea ta. Deci nu ești dator față de o persoană pe care o iubești. Pentru că așa cum iubești o persoană, poți să iubești toate persoanele. Și atunci când e iubire, iubești toate persoanele. Da, știu. E destul de complicată treaba asta. Deci, noi am fost inclusiv la capitolul ăsta al iubirii să facem compromisuri. Deci pe tine te iubesc, dar pe tine nu te iubesc. Nu există așa ceva. Atâta timp cât există separarea asta, nu este iubire. Asta e compromis. Iubirea este
aceeași pentru toată lumea. Deci dacă tu ai iubire, ai iubire pentru toată lumea. A, dacă ai un partener sau o parteneră cu care ai o conexiune de natură sexuală și ai alte împrejurări, sau mai bine zis, e o relație de genul ăsta, nu e doar ne cunoaștem, e mai mult de atât, e o relație, atunci lucrurile într-adevăr se schimbă, că nu o să te duci să faci sex cu toată lumea. Eu mă refer la iubire. Iubești ceea ce iubești pe toți la fel. Doar cu persoana respectivă ai o relație de un anumit tip. Iar lucrurile sunt așa cum sunt într-o relație. Când oamenii se iau, și cu siguranță asta este durerea celor mai mulți dintre voi, că așa să vorbesc la modul general despre compromis, e foarte simplu. Durerea cea mai mare este în relații, de cele mai multe ori. Compromisurile încep când tu nu mai ești responsabil, sau mai bine zis, tu nu ți-ai asumat responsabilitatea pentru ceea ce simți, una la mână, pentru ceea ce ești și pentru ceea ce manifesti. Și tot aștepți de la altcineva să te facă fericit. Tot aștepți de la cineva din exterior, respectiv partenera sau partenerul, sau de la copii, mai rău chiar, de la copii, să-ți aducă boaba aia, bobul ăla de fericire pe care tu îl vânezi de nu știu câtă vreme. Din aceste motive ajungi să faci compromisuri și cu cât faci mai multe compromisuri, cu atât viața ta devine un calvar. E, pentru a începe să tai din compromisuri, primul lucru, că până acum am vorbit de ceea ce am vorbit mai devreme, era legat de ceea ce simți în interior. Hai să spunem că e al doilea lucru ăsta de făcut. Să încetezi, pur și simplu, să încetezi să mai aștepți din exterior ca cineva să-ți aducă ceva. Și să înțelegi că responsabilitatea este 100% a ta. Iar tu ești dator 100% față de tine. Ai dreptul și obligația să fii tu. Vii singur și pleci singur de pe fața pământului. Și din acest punct de vedere nu există niciun fel de compromis. Când ai înțeles că ești dator față de tine și față de iubirea care există în tine, nimic nu mai contează. Nu mai contează că rămâi singur după o relație de 20 de ani, nu mai contează că ai 3 copii pe care vrei să-i hrănești, nu mai contează. Faci ce este de făcut. Îți hrănești copiii, te înțelegi cu partenerul și așa mai departe, dar tu îți vezi de drumul tău. Deci ești responsabil pentru ceea ce se întâmplă în tine. Asta înseamnă să nu mai faci niciun compromis în ceea ce privește niciun fel de relație, niciun fel de situație, de niciun fel. Știu, de multe ori am primit întrebarea asta, cum e posibil să trăiești fără compromisuri? Cum e posibil să nu lași de la tine? E, uite că e posibil. N-aș vorbi dacă n-ar fi posibil. Viața se simplifică extrem de mult. 95% din problemele pe care le are un om sunt din cauza compromisurilor. Din momentul în care ai început să tai compromisurile, să nu mai accepți niciun fel de astfel de situații care să-ți provoace rău, viața se simplifică extrem. Extrem de mult. Dar problema care e? Vrei să scapi de durere sau nu? Aici e buba. Pentru că foarte mulți oameni se plâng, se dau cu capul de pereți, că suferă, că se chinuie, că nu mai pot de durere, de suferință, dar nu vor să scape de ea. Asta e una dintre cele mai mari probleme. Că omul, în realitate, în majoritatea cazurilor, nu vrea să scape de durere. Ce vrea este doar să fie ascultat. Adică să-și spună povestea, să-și descarce sacul, după care să plece. După care să-și vadă de treabă. Nu intenționează să se ducă la rădăcină, să rezolve ce este de rezolvat. Iar asta e extrem de dificil de făcut. Deci nu este ușor să nu mai accepți compromisuri, să nu mai accepți să minți și să fii mințit. E foarte greu. Din moment ce ai trăit o viață întreagă și karmic, asta ai învățat și prin educație, asta ai învățat, este extrem de greu la început. Dar când prinzi gustul, pentru că asta înseamnă libertate, da? Când prinzi gustul libertății, lași praf în urma ta. Deci ca Speedy Gonzales. Cum simți un miros așa, cel mai mic, cel mai slab miros de compromis, când îl simți, ai dispărut și în urma ta rămâne un nor de praf, nu te mai vede nimeni.
Deci, nu mai accept sub nicio formă. Ce înseamnă să nu mai accepti? Înseamnă să nu te mai minți întâi pe tine, tu. Deci ăsta ar fi cam al treilea pas, nu? Cred. Cam al treilea, da. Să nu te mai minți. Deci ăsta e primul lucru. N-ai cum să minți pe cineva dacă nu te minți pe tine. Cum ai putea tu să minți pe cineva în condițiile în care tu nu te mai minți? Deci dacă tu ești așa cum ești și accepti că ai și bune și rele, ca să le spunem bune și rele, că nu există bune și rele, dar le spunem de dragul de a le spune. Deci ești și bun și nebun, da? Deci ai de toate. Ăsta ești, așa cum ești. Când începi să te asumi, să-ți iei lucrurile exact așa cum sunt, să vezi adevărul în față, exact așa cum ești, că asta înseamnă adevărul, da? Să te vezi așa cum ești, din acel moment va trece un pic de timp. Că, na, asta e, mecanismele vechi se demontează greu. Dar dacă începi să vezi cum stau lucrurile în tine, în realitate, și să le accepti așa cum sunt, minciuna începe să dispară. Minciuna începe să își vadă de treaba ei. Ceața aia plină de minciuni în care erai înconjurat, un hățiș. Deci dacă fiecare dintre voi vă uitați în viața pe care o aveți, în realitatea în care trăiți, veți constata că există un hățiș de minciuni. Începând de la ceea ce îți spui ție, de la ceea ce experimentezi și încerci să ascunzi, și până la tot ceea ce se întâmplă în jur. La așa zisa iubire, la așa zisa apartenență, la tot ce vrei. E un lanț de minciuni. O pânză de păianjen plină de minciuni. Când începi să tai corzile astea din tine, adică să nu mai accepti, și când spun că nu mai accepti, a nu mai accepta este o consecință a ceea ce vezi. Adică atunci când vezi realitatea exact așa cum este, că ai trăit în minciună, este imposibil să mai accepti minciuna. Pentru că atunci când descoperi că ai trăit în minciună, că tot ceea ce se întâmplă din tine spre exterior este un compromis, pur și simplu te îngrozești. Te îngrozești. Chiar ieri, am primit un e-mail de la una dintre prietenele mele legat de acest subiect. Anume că spuneam la începutul videoului că unul dintre subiectele mele preferate este familia. Da? Știți că bombardez în familie de tracutunul. De ce? Pentru că acolo e casa de nebuni. De acolo încep toate dezastrele. Mi-a spus că când m-a auzit prima dată că tot repetam și tot spuneam că familia este un cuib de nebuni și că trebuie să-ți ucizi părinții, metaforic vorbind, da? Pentru a deveni liber, a spus că nu sunt sănătos la cap. Acum, după ce a experimentat prin practică ceea ce i-am spus să facă, din nou, nu spun nimănui să facă, da? După ce a testat, a spus, aș pune mâna pe o mitralieră și i-aș lua pe toți la rând. Așa, atâta furie am în mine și atâția nervi am adunat de-a lungul timpului, atâta stres, încât îmi vine să pun mâna pe ceva și să mă duc să-i ucid pe toți. Și asta este realitatea. Când deschizi ochii și vezi în ce minciună ai trăit de la naștere și până astăzi, pur și simplu te îngrozești. Te îngrozești. Și indiferent de vârsta pe care o ai, și de obicei asta se întâmplă cam după 30-35 de ani, dacă deschizi ochii. Deci pur și simplu îți vine să pui mâna pe ceva și te duci să-i iei pe toți la rând și să-i bumbăcești. Să-i pui exact ca țepeș, să-i tragi în țeapă. De aia, pentru că vezi ce ți-au făcut, cum ți-au făcut. Dar asta nu este posibil până când nu deschizi ochii. Deci n-ai cum să vezi compromisul până nu faci un pas în spate și spui, ok, dar eu pe unde sunt în povestea asta? Ce se întâmplă cu mine? Deci dacă suferi astăzi, și foarte mulți oameni suferă, da, deci suferă enorm, chiar dacă nu recunosc, asta e problema lor, dar suferă foarte mult în condițiile în care suferă, motivul suferinței
unul dintre motivele suferinței este compromisul. Pe lângă abandon, care e rădăcina tuturor problemelor. Deci compromisul este cel care duce la toată nebunia asta în care trăiește omul. Și cum spunea Iuliana mai devreme, e radicalism. Nu, nu e radicalism. Te asigur că nu e deloc radicalism. Când intri în problemă, când intri în miez și vezi despre tine, despre familie, despre ce s-a întâmplat și cum ai ajuns astăzi, vei constata că nu e radicalist deloc. Da, știu că e dur, dar nu e radical deloc. Abia când pui în practică vezi că nu e radical, ba dimpotrivă. Ba dimpotrivă. Abia când intri în și vezi rădăcinile, îți pui mâinile în cap. Deci câtea există, câtă suferință este creată exact din acest motiv. Bun. Deci primul lucru de făcut este, de fapt al treilea lucru de făcut, este să deschizi ochii și să vezi că minciuna este prezentă peste tot. Asta e important, foarte important. După aia urmează, să zicem, al patrulea pas, este să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce vrei și ce nu vrei. Și aici, când spun să-ți asumi responsabilitatea, mă refer la faptul că atunci când spui ce vrei și ce nu vrei, mulți din jurul tău, cei cu care interacționezi, vor fi foarte deranjați și foarte supărați. De ce? Pentru că nimeni nu se așteaptă să te schimbi. Nimeni nu se așteaptă ca tu să-ți iei viața în mâini și să decizi pentru tine. Pentru că nimeni nu face treaba asta. Foarte puțini oameni o fac, iar cei care o fac sunt considerați outsideri. Nu. Cum spunea unul dintre maestrii mei preferați, nu, cei care fac treaba asta nu sunt outsideri. Sunt insideri. Adică încep să-și vadă de ale lor. Ce, într-adevăr, când începi să-ți vezi de ale tale, prima reacție a turmei este cât se poate de firească. Păi ce faci? Ai luat o razna? Până acum făceai așa, acum nu mai faci așa? Te-ai schimbat? Ce s-a întâmplat cu tine? Te droghezi? Ai luat o razna? Ți-a spălat cineva neuronul? Ce s-a întâmplat cu tine? E, așa se întâmplă când ieși din turmă, în realitate. Așa se întâmplă. Familia începe să-și pună întrebări, prietenii încep să-și pună întrebări, toată lumea începe să-și pună întrebări că ceva nu este în regulă cu tine. Ori, exact asta se întâmplă. E cât se poate de natural. Ca atunci când tu începi să-ți vezi de ale tale, cei din jurul tău să nu înțeleagă. Pentru că ei nu experimentează așa ceva. Deci trebuie să asumi responsabilitatea pentru propria ta creștere, pentru ceea ce este în tine, ce simți tu. Pentru că ai o singură viață, aici unde ești. Da? Da, cum spune Gabriela, cei care te iubesc. Exact cei care te iubesc, aceștia sunt cei mai supărați. De ce? Pentru că au niște așteptări de la tine. Stați că am un prieten aici care e foarte... care își dorește să facă ceva și îmi spune mie ce am de făcut. Dați o secundă. Dragul de tine. Așa. Păi, la asta mă refer când spun responsabilitate. Să-ți asumi ceea ce se întâmplă în tine, indiferent ce se întâmplă. Pentru asta ești responsabil. Și al cincilea punct, da, ar fi să-ți continui drumul, indiferent de cum este el. Deci, indiferent de cum arată el. La început este foarte greu, este foarte dificil. După ce o viață întreagă ai trăit într-o anumită paradigmă și ai fost obișnuit să faci lucrurile într-un anumit fel, să repeți aceleași tâmpenii și așa mai departe, când te desprinzi, este extrem de greu. Da? E foarte dureros. De ce? Pentru că trecutul este foarte pregnant, este foarte greu. În trecut ai stat în oareșcare siguranță, aveai oareșcare certitudine, știai câte ceva, cunoșteai, de bine de rău, chiar dacă nu era bine, dar tot era bine cumva. De asta dată va fi foarte greu pentru că intri pe teren necunoscut, nu știi ce urmează. Și viața este extrem de periculoasă, din punctul ăsta de vedere. Este extrem de periculoasă, viața e imprevizibilă, nu știi niciodată cu ce cărți te servește. Și asta este frumusețea creșterii, asta e frumusețea naturalului, niciodată nu știi ce te așteaptă.
Niciodată nu știi ce se întâmplă. Niciodată. Și exact de asta ne ferim. De viață. Când te ferești de viață, începi să faci compromisuri. Pentru că siguranța, viața, așa cum ți-ai construit-o tu, e siguranță. E bine. E călduț. E minunat. Stau aici bine, mă bate, țipă la mine, urlă, dar e ok. Nu e ok deloc. De ce? Pentru că te trădezi pe tine. Te minți pe tine. Și în condițiile în care ai o singură datorie față de tine, și anume să crești, creșterea nu se poate întâmpla în compromis, nu se poate întâmpla în minciună. Creșterea se întâmplă numai în văz, în văzul soarelui, la lumină. Iar lumina înseamnă adevăr. Libertatea nu înseamnă minciună. Nu poți să fii liber în minciună. N-ai cum. E imposibil. Poți să fii liber în lumina adevărului. Și adevărul este ce se întâmplă în tine. Ceea ce simți este real. Dacă tu simți că nu te potrivești cu cineva, este real. Dacă simți că anumite lucruri nu merg, este real. Nu rămâne decât să pui în practică. Să verifici în teren cum stau lucrurile. Și da, repet, este foarte dureros. La început este foarte dureros. E foarte greu. Este extrem de greu pentru că te desprinzi, mai ales dacă ai o anumită vârstă, până la acea vârstă ai construit. Ai tot construit, ai tot adunat. Și acum trebuie să le lași. Trebuie să le dai deoparte. Trebuie să le pierzi. Și e dificil. E foarte greu. Este extrem de greu. Dar repet, asta e responsabilitatea pe care o ai față de tine. Să încetezi să mai accepți compromisuri, adică să mai trăiești în minciună și să începi să crești. Dacă trăiești în minciună, nu ai cum să crești. Creșterea nu se produce din nou. Nu se poate produce în minciună. Poți să te înconjuri cu 70 de milioane de ziduri, de informații, de dezvoltare personală, de ce vrei tu, aia nu este realitatea. Poți să începi să schimbi la suprafață, să pui moți la rahat, să faci ce vrei tu, aia nu este realitatea. Realitatea este ceea ce este în tine. Și cu cât încetezi să faci mai multe compromisuri, adică cu cât încetezi să mai faci compromisuri, nu mai multe, cu atât realitatea ți se relevă exact așa cum ești. Ăsta ești așa cum ești. Și da, sunt multe provocări, sunt multe lucruri pe care trebuie să înveți să le faci, trebuie să te obișnuiești cu noul, să intri într-un alt flux, într-un alt mod, într-un alt fel de a face lucrurile, dar ăsta e singurul mod în care poți să crești în realitate. Și esența este, la toată povestea asta, este să înveți să trăiești în siguranță, în nesiguranță. Am mai spus-o de câteva ori și o repet de fiecare dată. Să înveți să trăiești în siguranță, în nesiguranță, pentru că nu știi niciodată ce ți aduce clipa următoare. Când ești ok cu treaba asta, adică știi foarte clar că toate lecțiile pe care le-ai primit și tot ceea ce ai experimentat în viața asta este nimic altceva decât spre folosul tău. Deci totul este spre folosul tău. Mama natură îți dă înapoi lecție după lecție, că poate într-o zi cutiuța asta se deschide și începi să respiri. Ei, când începi să respiri, la început este foarte greu. Exact ca Vader în mască faci. E greu la început. Așa e. După aia, când simți aerul libertății, că poți să faci orice, oricând, oricând vrei tu, cu oricine vrei tu, e fantastic. Dar pentru asta, repet, trebuie să deschizi un pic ochii. Trebuie să caști ochii și să te uiți la tine și să vezi că minciuna e acolo. Când nu mai accepți minciună, e dureros. E foarte dureros. E ca un plasture așa. Știți cum se epilează femeile și smul cu ceară? Cam așa e la început. E foarte dureros. Și te gândești că treaba asta cu smulsul poate dura câteva luni, un an, doi, poate să dureze. Dar ce e important este că un an, doi, în comparație cu viața ta, sunt nimic. Sunt egali cu zero. După aia, când ai început să simți ce înseamnă să fii în siguranță, în nesiguranță și să fii relaxat, distracție maximă. Pentru că nimic nu te mai poate speria, nu mai există frică. Dacă nu există frică, n-ai de ce să faci compromisuri. Compromisurile vin din frică, doar din frică. Sau decât din frică, nu? Cum e corect? Decât din frică.
Deci doar dacă ți este frică, faci compromisuri. Ori când tu ești ok, adule, să văd despre ce e vorba. Orice se întâmplă e binevenit. Și n-ai de ce să faci compromisuri. Îți place bine, nu-ți place tot bine. Pa, la revedere. Aia e. Ok. Păi uite că a trecut deja o oră de când vorbesc aici. Întrebări? Întrebări nu. Întrebări nu. Întrebări nu. Întrebări nu. Ia să vedem aici ce spunea cineva, că am mai văzut niște comentarii la Marius. Marius, prietenul meu, iubitul meu de la Constanța. Poți trăi făcând doar ceea ce îți place și îți aduce bucurie sau trebuie să accepți, să-ți asumi responsabilități și să faci ceea ce trebuie? Este greșit dacă alegi doar ceea ce vrei și spui nu la ceea ce alții zic că trebuie. Ok. Cunoscând situația ta, așa cum o știu eu, dacă mi-aduc bine aminte, lucrurile stau cam în felul următor. Ai făcut niște bazaconi până acum. Așa cum le-ai făcut. Ai familie, ai copii, ok, deci responsabilitatea ta ca tată, ca soț, rămân. Responsabilitățile tale rămân. Din moment ce ai copii, e clar că, din punctul ăsta de vedere, cam trebuie să te ocupi de ce ai de ocupat. Adică, în plan extern, trebuie să faci ceea ce ai de făcut. În ceea ce te privește intern, nimeni nu poate să condiționeze ceea ce ai de făcut. Și partea cea mai frumoasă, asta e paradoxul pe care ni-l servește mama natură, pentru că tot ce e real e paradoxal, da? Deci niciodată nu sunt separate lucrurile. Întotdeauna paradoxul le îmbină pe amândouă. Paradoxul este că atunci când începi să te ocupi de tine, să înveți despre tine, să vezi ce e cu tine, ce se întâmplă în tine, îi ajuți și pe ceilalți. Deci toate lucrurile se așează în așa fel încât toată lumea e mulțumită. Chiar dacă la început, da? Chiar dacă la început poate să pară ceva, vai de mine, tata a luat o razna, prietenul meu a luat o razna, și așa mai departe. După o bucată de vreme, după ce ai făcut curățenie, toată lumea devine mulțumită, instant. De ce? Pentru că odată ce ai curățat terenul și nu te mai minți și accepți că asta vrei să faci, asta ești, asta, cu asta trăiești, automat ceea ce faci ajută. Deci nu e că vrei tu să faci bine. Nu e că îți intenționezi să faci bine, pentru că să faci bine din postura de minciună duce la rău. Automat. E, când faci din postura adevărului, din ceea ce ești tu, totul e sănătos. Totul face bine. Unii pot fi mulțumiți, alții nu. Dar asta nu e problema ta. Problema ta este că tu, pur și simplu, faci ce ai de făcut. Din locul în care te afli, din postura în care te afli, din ceea ce simți. Exact așa cum simți. Și restul se așează de la sine. Și trebuie să faci un efort în privința asta. Efortul nu trebuie să fie orientat în exterior. Efortul trebuie să fie orientat înspre interior. Când faci curățenie în interior, în grădina ta, lucrurile din exterior se așează de la sine. Fără niciun fel de problemă. Ok. Dragii mei, cam asta e. Cam despre asta a fost vorba în această seară. Cam așa stă treaba despre compromis. Și ne vedem la... Am o listă de subiecte pe care... Câteva subiecte pe care trebuie să le abordez, că mi-a fost propuse. Și o să ne vedem curând. Așa că eu nu pot decât să vă, ca de obicei, să vă mulțumesc pentru prezență, pentru inimioare, pentru like-uri, pentru pupăceli și eu vă pupăcesc la fel de mult. Sper că a fost de ajutor și ne vedem la următor. Vă pupăcesc! Pa! Noapte bună!